Nici gările de pe litoralul nostru nu arată mai bine. Sunt mai rău ca în India, spun turiștii îngroziți. La Constanța nu găsesc rampe de acces pentru bagaje și sunt nevoiți să traverseze cu ele calea ferată. În sudul litoralului, angajații din gări stau cu niște cutii în mână pentru a-i ajuta pe oameni să ajungă la scara trenului, deoarece peroanele modernizate sunt prea joase. Iar la Neptun, cei care au nevoie de o toaletă trebuie să o caute nu în gară, ci în pădurea din apropiere. În gara din Constanța, principala poartă de intrare feroviară a litoralului românesc, turiștii au contact cu ignoranța autorităților de cum coboară din tren. Ca să poată ieși, trebuie să sară peste șine cu bagajele în mână, pentru că pasajul subteran este murdar și levită. Mizerie românească! Sporadic se face curățenie, dar tot de mântuială. Am surprins două angajate care stropeau scările, iar și roaiele de apă murdară se scurgeau în interior. Da, așa se spală în gară, se aruncă cu apă? Da. În fiecare zi faceți așa. Nici gara din Eforie Nord nu este mai curată. Stâlpii de iluminat și coșurile de gunoi sunt pline de rugină, iar locurile pe unde turiștii ar trebui să traverseze șinele sunt pline de gropi ori murdare de ulei și motorină. Părerea mea e că nu s-a schimbat nimic. Exact ca pe timpul comunismului. Mai îngrijite erau atunci ca acum. Acum să dau bani pe firme și nu-și fac datoria. Șeful de gară ar vrea să nu se afle de dezastru. Nu filmați nimic. Am mers și în gara din Eforie Sud, unde CFR susține că a reparat peronul pe o lungime de 120 de metri. Însă, la peronul înălțat cu dale din beton ajung doar călătorii din ultimele vagoane. Cei cu locuri în față se chinuie să urce. E cam înalt. Vă descurcați? Trebuie, nu am încotro. Pare o gară din Europa sau din altă? Nu, nici măcar din India. Dar și alea sunt mai civilizate ca gările din țara noastră. Trenurile verii opresc și în gara din Costinești. Turiștii găsesc aici scaune rupte și murdare, iar la casa de bilete sunt nevoiți să se aplece în fața vânzătoarei pentru că geamul este pus prea jos. Parcă te umilește cât de jos e. Da, te păvire. O altă gară de pe litoral este la Neptun. Acum acoperișul este ruginit și stă să cadă, iar grupurile sanitare sunt bine ascunse în pădure. O toaletă? O parte cealaltă. Mergeți, cum să zic, traversați calea ferată, după care pe partea dreaptă imediat coborâți un pic în jos. Ca boschet, să zic așa. Uite, traverse de cale ferată pe ea măcar. Ai rămasă de la Răposatul. Capăt de linie pe litoral este gara din Mangalia. Trenul 1931 cu 2 pentru direcția Oradea cu plecare la ora 16.00 se află garat și va pleca din stație de la linia 4. Trecerea la linia 4 se face prin pasajul subteran. Doar că pasajul începe la prima linie și se termină la a doua. Ca să ajungă la a patra, călătorii trebuie să ocolească un tren, să traverseze șinele și să-și exerseze abilitățile de alpiniști atunci când ajung în sfârșit lângă vagoane. Vine trenul! Vine trenul! N-aveți pasaj? Avem, dar până la linia 4. Nu e? E. Pasaj nu ești până la linia 4? Nu, atâta decât ăla e. Trebuie să treci peste tren. Că subteranul vine numai aici. Cealaltă parte nu vine. Oamenii nu scapă de chin nici după ce se urcă în tren. Asta pe hârtie cu aer condiționat. Pe hârtie cu aer? Da. De frăciune. Și unde pleacă asta? La Arad. Contactați de Știrile PRO TV, reprezentanții CFR au transmis că în ultima lună au făcut reparații în gările din Costinești și Neptun și că în aceste zile se modernizează grupul sanitar din Mangalia. Urmează gările din cele două eforii. Și Mangalia și Costineștiul ar fi incluse într-un program de modernizare, însă termenul la care vor fi gata lucrările nu poate fi precizat. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe PROTV+.